nu-i periculos să circul cu avionul dacă ai proteze, numai dacă, Doamne ferește, nimerește un pilot cu probleme, cum a fost acum cazul ultimului avion prăbușit. Na. Deci e imposibil efectiv să, ca o proteză să se spargă sau se întâmple ceva cu ea, fiindcă dacă avionul zboară, dacă avionul e în regulă. Eu sunt convins, am fost la fabrica de protezelor care le folosesc eu în Amsterdam și ele efectiv, s-au avut niște prezentări acolo, ambalajul protezelor se poate întinde de 9 ori, se lungește și când îi dai drumul revine la forma inițială. Se spune că nici glonțul nu trece prin ele, în niciun caz nu se poate întâmpla ceva, că în fond ce se întâmplă în cabină? E presurizată? Nu... Eu cred că și dacă, Doamne ferește, avionul cade, protezele scapă.